Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cuprinsă de entuziasm și emoție, primăriția din Negreștoaș a declarat că noua pârtie este, citez, un plămân de dezvoltare economică și că, citez din nou, de azi încolo această zonă o să explodeze din punctul de vedere al serviciilor. Evident, am încheiat citatul. În sfârșit o să explodeze, aș fi adăugat, deoarece la această pârtie deschisă lucrează de 30 de ani. Un termen, cum ți se pare, domnul Luca, acest rezonabil. Termen? Rezonabil, 30 de ani. Cum ar fi fost un termen lung, dacă ar fi fost să fie? Adică să fi zis, bă, nu se poate, e prea mult. Practic nu se încheie niciodată. Așa, ar fi fost prea mult să nu se încheie niciodată. Da. Dacă românii ar fi trebuit să construiască piramidele, unul din marile mistere ale istoriei nu ar fi existat. Pentru că ele s-ar mai fi construit și acum. Și atunci am fi știut cum se fac și cum, sigur, nu se fac. Ar fi fost piramide, ar fi fost trapez. Că s-o preau până la 3-4. Dar știi că primele piramide pe care egiptenii au încercat să le construiască, nu le-au ieșit că făcuseră panta prea abruptă. Așa. Și atunci le-au construit așa și după aia, pe la jumate, s-au prins că nu mai e bine deloc și atunci le-au teșit. Eu cred că acolo trebuie să fi fost și un inginer dac. Ceva. Bun, revenind la pârtia de schi, ca să fim corecți, e adevărat că lucrările au început prin anii 80, pe vremea comunismului, dar ele s-au tot întrerupt și s-au tot reluat de atunci, adică nu s-a lucrat chiar tot timpul, pentru că, na, mai ales în satul mare, trebuie să se mai hodinească omul câte un pic. Deci, în anii 80 au început defrișările. După defrișări, când să se apuce de treabă, erau lansați, tăiaseră tot, a venit Revoluția. Și la Revoluție s-a oprit. Prin anii 2000, ideea a revenit. Și pe fonduri europene s-a cumpărat un telescaun. Până prin 2010-2012 s-au gândit ce să facă cu telescaunul, după care s-au apucat, au făcut licitații. Serios, au fost licitații, contestații, relicitări, recontestări, judecări și așa mai departe. Din 2012 până în 2017 terenul a fost scos din circuitul forestier. Și când citești că le-au trebuit totuși 5 ani ca să scoată din circuitul forestier un teren de 9 hectare, te gândești că l-au fi scos cu lingura. Adică au luat câte o lingură de teren forestier și l-au scos din zona forestieră. Toți 5 ani. A urmat apoi ani de zile de cerut și luat avize de la nenumăratele instituții care trebuie să-și dea cu părerea cu privire la o asemenea investiție, pentru că legile așa stă în România. Ca să încep ceva, trebuie să ceri avize de la o listă nesfârșită de instituții. Și după aia, când investiția respectivă ia foc, se prăbușește, se întâmplă ceva cu ea, descoperi că funcționa foarte bine fără avizul cu tare și nu interesa pe nimeni chestia asta. Bun, dar iată felicitări pentru încăpățânare și persistență, cu asta vrem să rămânem la final, felicitări pentru persistență. Acum satul mare beneficiază de această pârtie de schi nou-nouță, 2100 de metri lungime, 50 de metri lățime, pantă de 23%, dificultate medie, făcută numai în 30 de ani, una peste, 35 de ani una peste alta, nasol e că se schimbă clima, deci cred că ar fi acum momentul să înceapă studiile de fezabilitate pentru o plantație de măslini pe pârtia respectivă, că dacă tot se încălzește vremea. Dar asta e, felicitări sădmărenilor, aveți pârtie nouă de schi cu toate acareturile, este în zona Lunașes. Sper că nu greșesc, n-am fost acolo, așa am aflat din ziare.com, zona Lunașes, așa îi spune. Acum trebuie doar să aflăm cum se poate ajunge acolo mai puțin de o zi și să mergem să ne dăm și noi pe pârtia de dificultate medie cu capacul sau cu punga, dacă ne primesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.